Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi, dragii noștri, este alături de noi Tatiana Morar, psiholog clinician, psihoterapeut, și vom vorbi pe marginea unei cărți, o carte despre care am mai vorbit, o carte foarte dragă, o carte foarte importantă. De asemenea, și autorul acestei cărți și, bineînțeles, colectivul de redacție care l-a ajutat, l-a susținut în realizarea acestei importante lucrări. Cum se schimbă oamenii, relațiile și neuroplasticitatea în psihoterapie, de Daniel Siegel și Marion Solomon, o carte publicată în colecția Psihoterapia a editurii Herald. Și aș începe discuția noastră, Tatiana, pornind de la următoarea idee. În ultimul timp se vorbește foarte mult și mai ales în mediul psihologilor și al psihoterapeuților, foarte multe webinarii, conferințe, seminarii și așa mai departe, cursuri chiar. Se vorbește mult despre felul în care se schimbă creierul, despre neuroplasticitatea creierului și implicit despre cum se schimbă oamenii. Pentru că, iată, vorbim despre relațiile interumane și pentru că am considerat întotdeauna o relație interumană ca fiind un organism viu, da, cu schimbările aferente. Iată, și oamenii se schimbă de-a lungul vieții. Și aș porni de la această idee. Ce înseamnă de fapt neuroplasticitatea creierului? Mulțumesc în primul rând, Sorin, pentru invitație. De fiecare dată îmi face o deosebită plăcere și cu mare drag citesc și revăd titlurile editurii Herald. Aș începe cu o scurtă introducere prin a spune că titlul, mă uit acum, Relațiile și neuroplasticitatea în psihoterapie, sugerează, da, adresabilitatea către persoanele care sunt implicate în procesul psihoterapeutic. Însă, eu de această dată m-am aplicat și am revizuit această carte din următoarea perspectivă. Eu cred că ar fi foarte interesantă pentru toate persoanele, toți agenții ai schimbării la nivel comunitar. Adică aici includ nu numai psihoterapeuții sau consilierii, psihologii, dar și asistenții sociali, învățătorii, pedagogii, profesorii. Adică persoanele care sunt implicate în relație cu beneficiari, copii, da, oricine ar fi da, parte din această categorie de beneficiari. Deci relație și proces care presupune o schimbare, care presupune o relație în care ceva trebuie să se întâmple, ceva trebuie să se schimbe. Fie că este vorba despre educație, sistemul educațional, fie că este vorba despre familie, da, contextul familial și așa mai departe. Deci, această carte, într-adevăr, explică și traduce foarte multe studii, cercetări în domeniul neuroplasticității și, practic, ne traduce activitatea creierului și cum acest proces terapeutic se vede, da, se poate de fapt obiectiva prin schimbările la nivelul creierului. De fapt, neuroplasticitatea și cartea e o călătorie foarte incitantă în acest proces al schimbării și începe prin a răspunde la întrebarea ce este schimbarea și cum începe schimbarea sau care sunt modalitățile schimbării, cum se realizează, care ar putea fi acel obiect de pornire sau prim pas în schimbare. Și desigur ne explică și cum ne dăm seama că această schimbare a avut loc. Foarte pe scurt, ca să răspund întrebării tale, practic neuroplasticitatea
este asigurată de ocitocină și dopamină, cele care practic asigură procesul de sincronizare a emisferelor cerebrale. Și practic odată ce creierul stâng, care este orientat spre limbaj și realitatea imediată, și emisfera dreaptă sau creierul drept, care răspunde de corp, de imaginație, de realizarea unor semnificații, atunci când se realizează în cadrul unei relații această sincronizare, adică ambele sunt activate în mod egal, are loc acest salt calitativ la nivel de înțelegere, la nivel de pătrunderea unor semnificații și, de fapt, acceptarea și înțelegerea mult mai profundă a experienței reale pe care noi o avem. Este o carte, da, care vine să, da, să dărâme foarte multe mituri, precum că, da, părinții uneori mai spun, uite, nu mă supăra sau nu mă enerva pentru că îmi consumi neuronii și rămân fără neuroni, adică nu mai am energie sau forță. Ei, vedem că, de fapt, noi pe parcursul întregii vieți suntem capabili de schimbare și, mai mult decât atât, creierul nostru este capabil să se regenereze, să dezvolte noi conexiuni și, de asemenea, să dezvolte noi rețele neuronale. Indiferent de orientarea clinică și de stil, psihoterapia reprezintă un proces ce se creează în fiecare moment între client și terapeut. Cartea Cum se schimbă oamenii explorează în profunzime complexele resorturi ale atașamentului, creierului, minții și corpului pentru a ne oferi o imagine cât mai completă a schimbării care apare în psihoterapie. Autorii ale căror scrieri sunt adunate în această lucrare, bazându-se pe descoperiri științifice de ultimă oră din domeniul neurobiologiei, neuropsihologiei și altor științe ale creierului, au reușit să ne redea prin formulări accesibile și într-un stil fascinant teoriile personale care informează practica lor clinică. Aș vrea să te întreb, pentru că Daniel Siegel abordează și mai ales acest aspect în această carte. Cum se poate schimba creierul uman? Și aici mă refer la anumite blocaje mentale, anumite programe mentale disfuncționale, anumite tipare relaționale prin intermediul psihoterapiei și a relației care există între client sau pacient și psihoterapeut. Secretul, într-adevăr, este relația și este practic punctul zero în cadrul unui demers psihoterapeutic, astfel încât să existe posibilitatea unei schimbări. Terapeutul e necesar să mențină relația într-un echilibru foarte, foarte delicat între ceea ce se numește fermitate și flexibilitate sau un anumit grad de stres, ce numim noi stres optim, și blândețe. Acesta este cadrul de pornire și, așa cum ai spus, autorii foarte frumos armonizează mai multe, de fapt, puncte de vedere și modalități de schimbare. Sunt diverse orientări în psihoterapie care pun, de fapt, accentul pe un anumit aspect. De exemplu, comportamentaliștii, da, pleacă de la ideea că comportamentul este cel care conduce schimbarea emoțiilor, schimbarea gândurilor. Apoi, psihoterapeuții
psihodinamici, da, pun în centrul atenției lor emoția. Ei spun că emoția ne însoțește permanent, da, și ea fie ne îmbogățește viața, fie ne scade calitatea acesteia. Apoi sunt și terapeuții cognitiviști, da, care pun în centrul eforturilor lor schimbarea gândurilor, pentru că apoi să intervină și schimbarea la nivelul emoțiilor și a comportamentelor. Însă, ceea ce observăm în ziua de astăzi este că este foarte greu să mai găsim psihoterapeuții dedicați sau care aplică metode, tehnici dintr-o anumită sau o singură tradiție de psihoterapie. Cei mai mulți îmbrățișează chiar două, trei orientări și ceea ce observ este că în ultima perioadă foarte mult se pune accent și pe corp, pe corporalitate, da? Exprimarea emoției, gândurilor prin dans chiar, prin artă, dacă vrei. Aceste forme inovative în terapie, da? Aduc arta, cum am spus, chiar și meditația, ca o modalitate de schimbare. Și chiar studiile și perspectiva autorului prezintă că, de fapt, nu există o singură cale de schimbare. Că, de fapt, modalitatea cea mai înțeleaptă este una unificatoare, holistică, să nu ignorăm, da, eul somatic, adică corpul, adică resortul primar al fiecărei persoane, da? Adică orice da, demers psihoterapeutic, vrem noi sau nu vrem, ne întoarce către perioada copilăriei foarte timpurii și putem avea acces la amintiri, la experiențe în care copiii nu vorbeau. Deci tot ce accesul pe care noi îl avem este doar acel eu somatic, adică acele senzații din corp sau cum ne simțeam noi de fapt. Și acum, pentru că am vorbit cum începe procesul schimbării acea relație dintre client și psihoterapeut, modalitățile sunt diverse, fie comportamentul, emoția, gândul, corpul, da, anumite expresii, da, ale omului, care pot fi o anumită parte, scriere și așa mai departe. Și, de fapt, ajungem în final să descoperim și răspunsul întrebării cum ne dăm seama că am ajuns, cum ne dăm seama că da, clientul nostru s-a schimbat. A fost o foarte mare plăcere pentru mine să citesc anume acest capitol, pentru că exprimă foarte, foarte frumos și plastic, de fapt, procesul în care clientul internalizează terapeutul. Practic, între cei doi există, da, această chimie atât de intimă și profundă, încât terapeutul poate începe o propoziție, clientul termină gândul. Da? Deci, practic, acel proces al schimbării a fost internalizat și există deja ca o parte din sinele clientului. În timp ce vorbeai, mă mai gândeam la un aspect foarte important apropo de relația aceasta dintre gânduri și emoții, cât de importantă este, dacă unele le preced pe celelalte și de faptul că tot pomeneai despre somatizări, iată la ce pot duce de fapt
la ce poate duce reprimarea emoțiilor. Faptul că avem tendința de a le da la o parte sau de le ascunde undeva în speranța că ele se pot rezolva de la sine, nu se întâmplă lucrul acesta și cumva adunându-se prea multe emoții reprimate, ajungem să somatizăm, corpul să tragă niște semnale de alarmă prin anumite, să spunem, tulburări sau prin anumite afecțiuni, și zona aceasta de psihosomatică și de înțelegere a felului în care anumite gânduri și apoi anumite emoții pot duce la anumite tulburări ale organismului, mi se pare lucrul foarte, foarte important, pentru că avem tendința atunci când suferim de ceva, suferim de vreo afecțiune, să tratăm doar efectul, dar de fapt să nu mergem la cauză. Ce anume a declanșat, din punct de vedere psihoemoțional, ce anume a declanșat acea tulburare? Da, evenimentele traumatice din primii ani ai copilăriei nu se pierd, de fapt. Se întâmplă să le uităm, de fapt ne clivăm. Da? Și aidoma unor urme, da? A stâlpile copiilor care rămân pe pământ, pe ciment, ele rămân acolo. Da? Și, într-adevăr, ele se păstrează întreaga viață. Și timpul, de fapt, că aici este o mare păcăleală, cred. Foarte mulți cred că timpul vindecă rănile sau timpul le rezolvă, le pune la locul. Le rezolvă pe toate, da. Dar, de fapt, timpul doar le ascunde. Iar acele răni timpurii, acele traume, de fapt, ele nu se pierd, ci se întrupează. Așa aș putea să explic foarte pe scurt acest proces al somatizărilor. Ce mai este important să spun este că de cele mai multe ori nu este suficient o singură dată să mergem către acea experiență, pentru că fiind vorba despre o relație, și în copilărie noi existăm într-o anumită relație. De aceea e necesar să mergem de câteva ori în acea experiență, astfel încât, practic, multiplele semnificații și, cum să zic, sunt niște perspective diferite pe care noi le putem descoperi odată ce intrăm în contact cu acea experiență. Pentru că spunea la un moment dat sau mai devreme cum gândurile preced emoțiile sau invers, plecăm de unde suntem, de unde ne aflăm, adică cu resursele pe care le avem la îndemână. Dacă clientul funcționează și este mai receptiv pe partea emoțională, mergem, îl urmăm noi. Da, dar ce aș mai vrea să spun este că este foarte important pentru acest proces de neuroplasticitate, da, pentru acest proces de schimbare, capacitatea clientului de a accepta. Nu, din păcate, nu poate fi vorba despre vindecare sau creștere dacă nu am parcurs acea experiență și dacă nu am reușit să o acceptăm. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre neuroplasticitatea creierului, pornind de la o carte superbă, cum se schimbă oamenii, relațiile și neuroplasticitatea în psihoterapie, de Daniel Siegel și Marian Solomon, o carte publicată în colecția Psihoterapia. A fost alături de noi Tatiana Morari, psiholog clinician, psihoterapeut, căreia îi mulțumim din suflet pentru faptul că a acceptat invitația noastră de a ne vorbi despre acest autor foarte drag nouă și această carte minunată. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, aveți o zi frumoasă și lectură plăcută. La revedere, numai bine!